Să zicem că ai alergat dezbrăcat pe stradă într-un oraș din America și asta a atras atenția poliției care te arestează. Cum crezi că vor decurge lucrurile? Cel mai important lucru atunci când interacționezi cu poliția în Statele Unite este să se stabilească dacă ești sau nu arestat. Așa cum poate ați văzut în filme, polițiștii americani sunt foarte amabili și întreabă politicos dacă se pot uita în mașină sau dacă șoferul vrea să coboare din mașină. Dar ofițerii de poliție nu sunt doar politicoși și se joacă cu mintea ta, pentru că fără un motiv, poliția din America nu poate percheziționa o persoană, o mașină sau o locuință. Iar dacă vreun polițist vrea să imobilizeze o persoană, trebuie să anunțe persoana că este arestată. De obicei, polițiștii folosesc aceste întrebări aparent politicoase pentru a te face să cooperezi și să le permiți să găsească eventuale dovezi împotriva ta sau chiar să te rețină fără a avea de fapt o bază legală pentru a o face. De exemplu, dacă un polițist îți spune să stai într-un anumit loc, acesta nu are de fapt puterea legală pentru a te obliga să faci acel lucru decât dacă te informează că ai fost arestat. Pentru a te reține sau a te aresta, un ofițer de poliție trebuie să aibă dovezi ale faptului că ai încălcat legea. Dar de multe ori pentru a prelua controlul situației, polițiștii americani îți vor cere politicos să faci ceea ce spun ei, deși legal nu au dreptul să îți limiteze astfel libertatea. Cu toate astea să ignori instrucțiunile polițistului poate fi un motiv pentru ca tu să fii reținut în mod legal, dacă prin asta îi pui pe alții în pericol, de exemplu. Dar dacă ți se pun vreodată cătușele fără ca tu să fii informat că ești arestat, polițistul care face asta tocmai ți-a încălcat dreptul la libertate și riscă să fie trimis în judecată. Dar să zicem că ai fost prins cu ceva ilegal, așa cum am spus la începutul videoclipului, și că este evident că ești vinovat. Ei decizia corectă și nu le dai motive polițiștilor să adauge și faptul că te-ai opus arestării la lipsa de acuzații. Dar ce urmează acum? În primul rând, dacă situația nu este extrem de periculoasă, ți se citesc drepturile în momentul în care ești arestat sau imediat după. În Statele Unite, aceste drepturi sunt cunoscute sub numele de Miranda Rights și si provin de la un judecător care a determinat că infractorii au anumite drepturi și si că trebuie informați care sunt ele în timp ce sunt arestați. Aceste drepturi sunt atât de importante încât unii ofițeri de poliție le citesc direct de pe hârtie în loc să le memoreze, riscând astfel să uite vrunul dintre ele primul tău drept este să nu declari nimic. Nu trebuie să răspunzi la nicio întrebare și vei fi informat că tot ce spui în timpul arestării ar putea fi folosit mai târziu împotriva ta la tribunal. Deci probabil că este mai bine să-ți ții gura. După asta ești informat că ai dreptul să vorbești cu un avocat înainte să fii interogat de către poliție și de asemenea ai dreptul de a avea un avocat prezent în timpul acestui interogatoriu. Acest drept este extrem de important având în vedere faptul că în trecut poliția din America a comis multe abuzuri în timpul interogatorilor folosindu-se de naivitatea sau frica suspectului pentru a obține o mărturie chiar dacă acesta era nevinovat sau nu era vinovat pe deplin. Ți se va aminti că în cazul în care nu ți permiți un avocat, vei primi unul din oficiu. În ultimul rând, ți se va spune că dacă cooperezi și răspunzi întrebărilor acum, fără a avea un avocat prezent, ai oricând dreptul să te oprești și să ceri totuși un avocat. Deci, este mai bine să vorbești cu poliția fără prezența unui avocat? În general, nu. Dar cooperarea ta poate duce la o pedeapsă mai blândă atunci când vei primi sentința. După ce ți se pun cătușele, vei fi percheziționat foarte atent pentru ca ofițerul de poliție să se asigure că nu ai niciun fel de armă. Acum că ești arestat, poliția are dreptul să te controleze pentru a vedea dacă ai orice fel de obiecte ilegale sau de contrabandă. Asta înseamnă că îți pot goli buzunarele și dacă găsești ceva ilegal, o să ai probleme și mai mari. Din fericire pentru tine, ai fost arestat pentru că erai dezbrăcat, deci poliția nu are ce să găsească asupra ta orice obiecte personale pe care le ai asupra ta în momentul arestării vor fi trecute într-un inventar care va include în detaliu și suma de bani pe care o ai asupra ta în momentul respectiv. Ți se va cere să semnezi acest inventar, dar ar trebui să faci asta doar dacă inventarul este corect și include toate obiectele care s-au găsit asupra ta în momentul arestării. Aceste obiecte și sumele de bani sunt de obicei date unui membru al familiei sau păstrate într-un depozit al poliției, de unde îți vor fi returnate atunci când pedepsa va fi ispășită. După vei face o plimbare în spatele unei mașini de poliție până la cea mai apropiată secție unde vei fi înregistrat în baza de date ca infractor. Ți se va cere să oferi informații despre tine, cum ar fi adresa, CNP-ul, data nașterii și așa mai departe. Ți se vor lua amprentele și ți se va face o poză. În acest moment nu ai dreptul să refuzi să fii fotografiat sau să ți se ia amprentele, iar dacă refuzi să cooperezi, ai putea chiar să îți agravezi problemele legale. Dacă refuzi să oferi informații personale, este posibil să adaugi zile sau chiar săptămâni la timpul petrecut în arest până atunci când vei fi identificat. Acum că ai fost înregistrat în mod oficial, vei fi trimis la o închisoare temporară, în timp ce procurorul care se ocupă de cazul tău decide ce acuzații ți se vor aduce. Din fericire, în America ai dreptul la un proces rapid, iar asta înseamnă că procurorul are la dispoziție 72 de ore pentru a te acuza, spre deosebire de unele țări în care nu există niciun fel de limită a timpului pe care îl vei petrece în arest până când ți se aduc acuzațiile. După asta urmează înfățișarea înfățișarea la tribunal sau poate prima înfățișare la tribunal dacă va fi nevoie de mai multe. Aici ți se vor aduce acuzațiile și judecătorul te va întreba dacă te declari vinovat sau nevinovat. Poți selecta și o a treia variantă prin care nu vei contesta faptele comise, iar prin asta ai putea să eviți un proces. Asta îi poate ajuta pe cei cărora li se aduc acuzații minore pentru că limitează posibilitatea de a li se aduce acuzații mai grave într-un proces. Dacă nu folosești această opțiune, se va merge la proces unde vei putea să te aperi prin intermediul avocatului, în timp ce procurorul te va acuza. Cauțiunea te va ajuta să ieși din închisoare pe durata procesului dacă infracțiunea comisă nu este una foarte gravă și judecătorul a hotărât că nu reprezinți un pericol. Din fericire pentru tine, nuditatea în public este considerată o infracțiune minoră și ar trebui să folosești opțiunea prin care nu se contesta acuzațiile. Pentru asta ai putea fi condamnat doar la un număr de ore de muncă în folosul comunității, ceea ce cu siguranță este mai bine decât să mergi la închisoare. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!